Nu este un miraj, dar poate fi un miracol poziția noastră actuală în clasament. Ne așteaptă un episod în care aparent jucăm noi locul 1 cu ei locul 2. Lucru care nu l-aș fi spus cu un episod în urmă. Hai să vedem ce se întâmplă. Salutare, dragii mei, și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Tuturor CFM. Bine ați revenit la seria surpriza canalului Road to Gloria Bistrița, care parcă zici că e făcută special ca să fie difuzată. Ei bine, cum spuneam puțin mai devreme, nu e un miraj ceea ce vedeți, este realitate. Ne aflăm pe primul loc după 7 etape cu o singură partidă semi-eșec, cea de egalitate, și cu o echipă care merită promovarea sau merită cel puțin play-off-ul CS Mioveni. În rest, victorii pe linie de la ultimul episod. Într-adevăr, cu echipe nu tocmai extraordinare. Vorbim aici de Oțelul Galați 1-0 după egalul de la CSU Filiaș. Oțelul Galați 1-0, echipă venită la fel din Liga a 3-a. Greu meci, n-a fost chiar ușor. Dar am luat cele 3 puncte și pe aia a început egemonia. 4-0 cu Turist Turnul Măgurele, care se află în momentul de față pe locul 11, dar care a avut un start foarte greu. Turist care nu e tocmai Turist ăla care îl știați voi, este mai degrabă Turist ăla care s-a desființat acum de recent în realitate. Nu super bun, bătaie și cam i-a dat toată lumea. 2-1 cu Cicșere, dar avem noroc meciul ăsta, deschidem repede scorul, după aia ne cam domină un pic Cicșere, dar ținem de scor, cobori o liniile, intră un pic cu fundulețul acolo în poartă și reușim să luăm cele 3 puncte. 3-0 cu Timișoara, cu Ripensia, la fel, un meci extraordinar al lui Stoica, care ne aduc cele 3 puncte. În schimb, a fost un meci echilibrat, chiar dacă Ripensia poate fi un pic peste noi. 2-0 cu Slatina. Slatina vine și la fel din Liga a 3-a. Chinuit însă, să știți că chiar chinuit. Și un 1-0 și mai chinuit în cupă cu Miroslava, însă, într-adevăr, cu foarte multe rezerve jucate. Jucat acest meci, foarte multe ocazii și pentru ei, am avut, pot să zic, noroc că ne-am calificat mai departe. Mai departe, unde vom întâlni Iașiul chiar în episodul de astăzi, pentru că, așa cum vă spuneam, în episodul de astăzi vom juca cu Rapid, locul 2 și una dintre favoritele clare și certe la promovarea Liga 1, și Politehnica Iași în Cupa României, echipă care a retrogradat recent din Liga 1, dar la fel care este printre cele mai bune echipe din campionat și care poate promova fără niciun fel de stres. M-am uitat, așa să știți, pe echipe în Liga 2, pe loturile lor și așa mai departe. Și surprinzător, nu e neapărat o surpriză că suntem pe locul întâi, să știți că nu sunt multe echipe cu lot peste al nostru. Am judecat greșit la început lotul nostru și faptul că n-am avea nicio șansă, dar să știți că Rapid, Dinamo, Craiova, Călăraș, Chiajna, UTA, Mioveni, Iași, și cam astea sunt echipele care au lot cam peste noi. Restul echipelor sunt toate echipe puțin mai bune sau cu mici individualități, dar nu cu un lot net superior nouă, și atunci avem șansa noastră. Nu zic că avem neapărat șansa noastră la play-off, zic mai degrabă că avem șansa noastră la ne menține în această ligă secundă. Acolo unde echipa noastră a ajuns să arate așa, după aceste meciuri, s-a cristalizat un prim 11 și este acesta: Duță, Țârlea, Plămadă, Potra, Chierecheș, Pănoiu de la Rapid, care meciul ăsta nu poate să joace pentru că vine de la Rapid, foarte bun jucător, cu Ionuș Șerban la mijloc, Ciric, Croitoru, Stoica și Adolfo în atac. Adolfo care a marcat de abia în meciul de campionat sau de cupă ultimul, primul său gol, nu se simte tocmai confortabil pe poziția de STK, dar are foarte mult potențial și atunci e obligat, forțat, va juca. Croitoru, care este singurul care respectă regula Under 19 de la noi din echipă, surprinzător de acceptabil ca și jucător pentru a fi folosit obligat, forțat, din cauza acelei reguli, că altfel n-ar fi jucat aici. Stoica, surpriza sezonului de până acum, joacă impecabil, extraordinar joacă acest jucător, deja are 7 goluri și un asist în 7 meciuri, sper să-l țină. Așa, Ciric care joacă pe partea asta, dar nu prea a jucat până acum, de obicei aici era, cred că Constantinescu, dacă nu mă înșel, cred că el a jucat mare parte din meciuri alternativ, dar nu a făcut-o extraordinar de bine și atunci
Am zis să jucăm mai bine cu unul de-al nostru, Vitrovici, mai juca, a mai jucat de fapt la mijloc lângă Pănoiu, cu Pănoiu în bandă și Vitrovici la mijloc. Și cam asta ne este lotul actual. În meciul de azi, așa cum vă spuneam, o să îl băgăm pe Vitrovici înapoi lângă Ionuș Șerban, respectăm regula aceea, bineînțeles. Iar în locul lui, ca și rezervă, cred că îl băgăm pe Bogdan, că îi respectă și el regula aia under 18, în caz de, pentru că avem doar pe Bata care mai respectă regula, în afară de Croitorul, în rest nu avem altul și trebuie să avem obligat forțat unul în teren care să respecte, cum vă spuneam, acea regulă. Și cam atât. Asta este echipa. Hai să vedem dacă reușim să ne menținem invincibilitatea. Primul test major. Acum jucăm cu o echipă net superioară nouă și favorită la promovare, cum vă spuneam. Cel puțin la play-off nici nu fac probleme că nu-l prinde. Deci un prim test și sperăm să nu ne fi Sper să nu ne fi trezit Mioveni la realitate cu acel meci de egalitate. Mai avem puțin la meci familiarity, la tactic familiarity de mâncat. Și da, sper să nu ne fi trezit Mioveniu la realitate cu acel egal. Și un punct azi e superb. La ce se întâmplă în momentul de față, și un punct azi este superb. Și nu m-ar deranja sub nicio formă. Go there and impress me. Lucru nou care poate l-ați observat la FM de la noul update, la recommended assistant manager recommended, acum e evidențiat un pic cu albastru, o să vă arăt în meciul următor eventual, l-au făcut un pic mai vizibil și au schimbat un pic și la match day în ceea ce privește când se dă gol, cu cine a dat assist-ul și cum este evidențiat jos, în partea de jos, arată mult mai catchy, așa, e mult mai vizibil la ochi și mult mai drăguț. Iată și clasamentul ăsta surprinzător. Pe mine ce mă interesează, dacă aș putea să zic așa, e să prin play-off-ul, dar e foarte greu. Deși Iași n-a avut un start tocmai bun, Iași care vine din Liga 1 și te așteptai să fie acolo sus. La fel și UTA vine și ea din Liga 1 și te așteptai să fie, poate ea, pe primul loc. Pentru că au lot cu jucători de peste 100 care în ability, ca să zic așa, să vorbesc în atribute, pe când la noi cel mai bun jucător are undeva în 80 care în ability. Deci o manșă destul de mare, evidentă și vizibilă în ceea ce înseamnă atributele jucătorilor. Dar femeul e femeie, ca realitatea, poate mulți, de exemplu, ca să dau bine, un exemplu mare din realitate, dar ca să zic așa, poate mulți nu s-așteptau să conducă Milan în campionatul foarte mult timp în Serie A cât au făcut până acum și să fie încă pe 2, dar iată că a făcut-o în detrimentul altor echipe care au lot poate mai bun sau care erau favorite la început. O, deschide scorul. Iată ce vă spuneam, apare această mingiuță cu assist, cu alea, e mai drăguț. Deschide scorul rapid, ne așteptam, nu mă miră acest lucru. Poate să egalăm, asta m-ar surprinde, dar sper să o facem, că nu ar fi rău. Da, și așa puteți să spuneți și despre noi. Cum s-a zis despre Milan, așa puteți să spuneți și despre noi. Sau, ca să vă dau un exemplu din Liga 1, poate nimeni nu s-a așteptat la începutul sezonului ca Clincen să fie favorită la intrare în play-off. Iată, asta vă vorbeam, au evidențiat assistant recommended cu albastru. Haideți să-i încurajăm, gen, deși n-au, oamenii sunt nervoși, logic, joacă cu Rapid. Hai să și schimbăm, pentru că avem acel accidentat, Țârlea, perfect, n-avem cu cine, e superb. Superb, superb, superb. De ce n-am DR pe bancă? Trebuie să-mi iau neapărat un DR pe bancă. N-am decât să încerc așa. Boris Ciric n-a jucat nimic. Îl băgăm pe Constantinescu, că a mai prins niște meciuri și poate totuși e mai ok.
și mai lăsăm pe Croitorul. Din păcate, în Liga a doua, cum am zis, cred că pe fiecare episod, din păcate de anul ăsta nu se mai pot face acele 6-7 schimbări, se rezumă totul la 3 schimbări, ca și cum era înainte de pandemie. Lucru care nu mă bucură pe mine cel puțin în joc, dar asta e, trebuie să ne adaptăm. Nimic notabil, avem cică un șut și 7 spre, posesia i-a colea, nu suferim un pic la posesie, penalti. Pă bune, a fost penalti. N-am văzut faza, dar așa zice arbitrul, credem pe cuvânt, cum s-a zice, Alami scoate bine duță și poate mai avem o șansă dacă am scos penaltiul ăsta, poate să trezesc băieții la realitate. Mă repet, un punct astăzi e superb. Din punctul meu de vedere, un punct astăzi ar fi superb. Minutul 75 deja. Oare Kerekeș? Și egalăm prin Alexandru Kerekeș. Bun, hai să vedem un pic ce putem face cu ultima schimbare. Croitor în continuare joacă groaznic. Dar nu avem cum, pentru că dacă îl băgăm pe Băciuț, ne trebuie acel under. Și Robert Bogdan, săracu, ce să-i ceri? Alexandru Stoica, nu prea a jucat cine știe ce. Îl băgăm pe Costea, oare? Are și un galben. Hai să-l băgăm pe Costea. Hai să facem treaba asta, deși nu e tocmai ce mi-aș fi dorit. Minutul 73, în minutul 80, mai lasă curgă un pic și în minutul 80 ne retragem. Încercăm să ținem de punctul ăsta, sperând că nu ne egalează ei imediat, acum. Cred că au schimbat și ei printre jucători. Da, chiar au schimbat. Doi mijlocași central chiar. Sefer. Și cam atât. Să sperăm noi că nu ne luăm gol la faza asta. Cred că putem și noi măcar atâta să ținem 5 minute de gol egalizator. Oh, scoate din nou duță. Bun portar. Și mai poate și crește un picuț. Nu foarte mult, dar poate crește. E genul de portar care poate fi backup inclusiv în Liga 1 la nivelul retrogradării. Dar pentru Liga 2 chiar e un portar bun. Rapidul, bineînțeles că acum e călare pe noi. Din nou duță apără foarte bine. Duță ne-a scos și în meciul de cupă, el a fost man of the match în ochii mei, minutul 80, hai să ne retragem. El a fost man of the match, balance, set pieces, slow pace down, oh, standard, lower, defense, păcat că nu avem aici pe cine trebuie. Suport. Bun, și să sperăm că ținem de rezultat. Ar fi minunat. Price, că a jucat chiar bine. Hai băieți, încă puțin, nu e mult. Rapidul nu a meritat victoria, dacă ar fi să o luăm așa. Posesie un pic peste noi, dar am cedat noi deliberat terenul acum. Și ultima fază, sau ce se întâmplă pe aici, ar fi culmea să ne luăm gol. Încearcă rapid o ultimă șansă de a marca golul victoriei. Pase bune, schimbă partea super liberă aici Tomozei. Din nou în centru și respingem noi și s-a fluierat. Bun, un punct în Giulești, că cred că este Giulești totuși. Foarte bun, well done, clar, foarte well done. Un punct cu Rapid. Foarte bine. Și dacă avem o performanță asemănătoare și cu Iașiu, toate șansele să ne îndeplinim primul obiectiv, pentru că mi se pare că dacă batem Iașiu ne îndeplinim primul obiectiv, și anume de a ajunge în turul 5 al cupei sau ceva de genul ăsta. Bun, hai să revenim cu meciul cu Iașiu. Spre bucuria mea, Iașiu pierde și în campionat, chiar dacă tocmai și-au luat antrenor nou. Pelici, parcă a semnat, erau fără antrenori și a semnat Pelici și iată pierd în campionat cu Turist Turnu Măgurele, deci îi prindem oarecum bine, sper eu, să-i prindem pe
moral slab, iată, flight-ul pur, pur, deci sper să nu să ridice cu meciul nostru. Între timp s-a luat și antrenorul Rapidului de mine, că de ce nu-l folosesc pe Noiu mijlocaș central, pentru că, cum vă spuneam, pe Noiu până acum a jucat aripă, pentru că o poate face destul de bine și acolo, pe partea stângă, cred, acolo unde nu prea am avut cu cine, dar unde joacă Ciric de acum înainte, ca să-l trecem pe Noiu central, unde a cerut și antrenorul, că altfel riscăm să ne-l cheme înapoi. Și chiar e unul dintre cei mai buni jucători ai noștri și nu vrem să-l cheme înapoi. Așa că îl jucăm mijlocaș central, dar cu înainte. Revine la meciul ăsta, nefiind cu Rapidul, fiind cu Iașiul, nu mai avem acele clauze. Și sper să îndeplinim primul obiectiv, așa cum am zis și puțin mai devreme. Pentru că prindem Iașiul așa cum poate... Nu mai avem șansa să-i prindem cu moralul slab, prost poziționați în clasament, cu antrenor nou și sper că fără ambiție și motivație, cel puțin în cupă. Să-și revină după meciul cu noi. Nu mă deranjează dacă după meciul cu noi își revin, dar în meciul ăsta să fie pe modul ăla. N-avem chef de viață. Bun. Dacă nu trecem de AE, n-avem ce să facem. Am avut adevărul, uite că deschide și scorul Popadiuc. Superb. Am avut ce drept ghinionul să picăm fix cu cea mai bună echipă, pentru că este, mi se pare, cea mai bună echipă între ea și UTA, nu știu care e mai bună, dar am avut și ghinionul ăsta de a pica fix cu ei în cupă. Am fi putut să picăm cu oricare altă echipă din Liga a doua, pentru că primele două tururi în mare parte se cam joacă cu echipe din Liga a treia, a doua. Este un mix de ăsta, echipele din Liga a întâi intră un pic mai târziu în cursă. Și am avut fix ghinionul ăsta de a pica cu cea mai bună echipă din toate cele posibile, fix noi. Și na, asta e. N-avem ce face și ne jucăm meciul. Oricum nu cred că se supără nimeni dacă ne scoate din cupă. Mă supăr eu, ce e drept, dar nu știu dacă patronul sau ce avem noi pe aici, grupul administrativ, se va supăra, chiar dacă nu ne îndeplinim obiectivul. Suntem totuși acolo unde n-am fi sperat vreodată în Liga a doua după atâtea etape și cred că este suficient ceea ce am realizat până acum să ierte eventuală eliminare din cupă prematură. Dar să vedem, încă în minutul 38-37, într-adevăr, n-am arătat nimic noi, două șuturi amărâte. Poate la faza asta, Croitorul, care recuperează super bine, să vedem dacă are și vlagă pentru contraatac. Are și are și un pic noroc. Adolfo nu nimerește poarta. De fapt, nu nimerește spațiul porții ăla care nu era apărat de portar. Ați înțeles, măi. Bun, show me something else, clar. Ca și tactic vorbind, Stoica iară nu joacă cine știe ce, deci iarăși îl vom înlocui chiar de acum cu Costea, poate își revine. Țârlea nici el nu e foarte bun, dar vine după acea accidentare oarecum. Pănoiu nici el nu este extraordinar, îl vom schimba și pe el și mai rămânem cu o modificare. Ciricu Constantinescu am putea și o vom face și pe asta. Și ce-o fi, o fi. Sperăm să nu luăm roșu, sperăm să nu avem accidentări. Nu, că și în cupă, din câte știu, tot trei schimbări se pot face, nu se fac mai multe. Popadiuc deschide scorul la minutul 3. Off. Posesia e la noi, ceea ce e bine. 5-2 ei, au mai multe șuturi pe poartă, un pic mai bun XG-ul lor. Dar nu prea văd eu nimic ca highlight-uri de la noi. Poate acum, asta cred că e al doilea, per total, Țârlea, Constantinescu și încearcă aici Șerban, eu nu Șerban ceva, dar nu iese. Dă mingea la adversar. Pierde și Iașu mingea. Potra are un galben, sper să nu-l ia și pe al doilea. Greșește aici Adolfo din nou și din nou este șansă pentru Iași. Cherecheș este făcut lat acolo. Bună încercare, bună ocazie, Duță scoate.
din nou Duță. Să vedem la cornerul ăsta Constantinescu, poate și el pleca la rândul lui pe un contraatac, nu intra Constantinescu, dar Popadiuc se repliază foarte bine, excelent, Popadiuc până acum man of the match, să zic așa. 6-3-5-1, nu. Reușim să intrăm, să facem ceva, centrare, poate acum nimic, Constantinescu sper că nu o să o piardă acolo, are toate șansele, dar reușește să o paseze. Minge lungă, bunicică aici, Paul Costea, centrare, dar respinge din nou. Nu-mi plac aceste centrări, nu, eu nu joc pe centrări, dar probabil că altă soluție nu prea există și tocmai de-aia se apelează la ele. Plămadă, recuperează în apărare. Din nou minge lungă, la fel nu înțeleg de ce minge lungi când noi avem pase scurte. Constantinescu schimbă bine, din nou la Paul Costea care intră în careu și Doamne ferește ce șut trage. Of! 75, dacă nu marcăm o să creștem un pic ritmul ofensiv, dacă nu cumva dau ei gol acum, scăpăm. Andrei Cristea, care iată încă joacă inclusiv în Liga a doua, felicitări. 68 minutul, mai lăsăm un pic, nu ne hazardăm, încă e ok, poate marcăm și așa. Dolfo, să vedem ce va face copilul aici, întoarce bine și din nou un șut care n-are noimă, logică și nici un fel de periculozitate. Greșește aici, o repunerea de la margine direct, Kerkeș. Potra. E bine că posesia e la noi. Văd că s-a schimbat un pic jocul și noi avem mai multe șanse. Țârlea șarcă centrarea direct în adversar. Respingem aici, din nou respinge. Din nou recuperăm, din nou Țârlea și șansa aici Constantinescu. Avem un corner în 73. Poate acum Șerban, dar n-avem pe niciun, ci n-avem jucători înalți. Și iată, poate un contraatac al lor periculos, se duce cam larg, ce e drept și cred că noi avem. Da, am văzut bine. Și e momentul să ne riscăm, n-avem nimic de pierdut, că mai luăm un gol sau trebuie să-l dăm și noi. O să trecem pe atac cu ambii fundași laterali, o să trecem pe atac și cu cei doi inside forwards, o să trecem pe attacking aici, o să trecem cu overlap-uri, fără work ball into box, mingi în lateral și apărare higher, cu much higher, offside trap, și aici trecem pe sweeper, keeper, support și să sperăm că are rost ce facem noi acum aici. Ionuș Șerban nu prea mai poate nici el, encourage și poate. Minut 85 și au ei corner. Bară, cred, așa s-a văzut, sau plasa laterală, oricum. 88 și avem noi poate șansa aici. Apără bine acolo, dar cred că a fost și offside. Da, a fost oricum offside. Și cred că cam asta a fost Cupa României anul ăsta. Oare? Șerban? Nu mai, gata. Asta e, pierdem, mergea, prelungiri la cum s-a jucat, mergea lejer, i-am dominat la posesie, 10-2-8-3, a avut ei noroc cu golul ăla la început, însă însă nașpa. Good effort, ei au jucat bine, n-am ce să le zic, cu Iași am fost aproape de a facem cu un match bun, din punctul ăsta de vedere. Reach, fifth round, knocked out in the fourth round. N-ar trebui să ne scadă cu mult, 50% tot acolo. Dacă treceam de ăștia, cum vă spuneam, aveam o șansă pentru mai departe. Bun, o să încheiem aici episodul de astăzi, o primă înfrângere în acest sezon. În meciurile oficiale o să revenim la meciul cu Dinamo București 2 și UTA Arad, dubla aceasta, după care probabil în episodul celălalt o să avem Poliaș din nou cu ceva Concordia Chiajna sau Craiova chiar.
Eu am fost Radu, toate cele bune, uitați-vă la like, share și subscribe. Ciao!